seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Pentru început, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Este noaptea cea mare, imediat după miezul nopții se dă startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din turul 2. În cursa pentru cea mai înaltă funcție din stat au rămas Victor Ponta, candidatul alianței PSD, PCUNPR și Klaus Iohannis, candidatul alianței ACL. Închisoare cu suspendare pentru complicele fostului director de la JOFM Târgu Jiu, poștașul Sergiu Cârstea l-a ajutat pe Damian Horcea să facă dosare de șomaj în numele unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de acest ajutor acordat de stat. Imediat ce s-a descoperit această infracțiune, oamenii legii au deschis un dosar penal. După egalul câte o înfrângere de pe municipal, se anunță vremuri grele pentru Pandurii. Echipa gorjeană are toate șansele să ajungă la capăt de drum în Liga 1 dacă va continua cu aceste evoluții dezastruoase. Tehnicianul Pandurilor are toate șansele să plece mai devreme decât se aștepta de la Târgu Jiu. Este noaptea cea mare, imediat după miezul nopții se dă startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din turul 2. În cursa pentru cea mai înaltă funcție din stat au rămas Victor Ponta, candidatul alianței PSD, PCUNPR și Klaus Iohannis, candidatul ACL. Campania electorală se va încheia în dimineața zilei de 15 noiembrie la ora 7. În cele 8 zile cât mai au la dispoziție candidații pentru funcția de președinte al statului, Victor Ponta și Klaus Iohannis vor încerca să convingă electoratul să-i voteze. De altfel, ei au vorbit în presa centrală despre posibilitatea de a participa la câteva dezbateri. Între timp, reprezentanții administrațiilor județene pun la punct detalii de organizare. Numărul secțiilor de votare rămâne același, iar buletinele de vot vor ajunge cel mai probabil săptămâna viitoare. Probabil că la începutul săptămânii viitoare, luni cel târziu, marți, vom fi solicitați să ridicăm de la București buletinele de vot, conform prevederilor legale, respectiv legea 370/2004, ordinea de înscriere pe buletinul de vot este stabilită în urma rezultatului procentelor obținute la primul tur de scrutin. Având în vedere că în primul tur de scrutin nu s-au înregistrat incidente electorale, subprefectul Sorin Arjoca speră ca și de această dată să nu fie probleme și oamenii să se prezinte la urne. La nivelul județului Gorj nu s-au înregistrat evenimente deosebite și nici probleme deosebite la verificarea procesului verbal de la secțiile de votare în ceea ce privește rezultatul votării. Ieri am fost la București la biroul electoral central, mai trebuia depus un document. Sperăm ca lucrurile să se desfășoare normal și în această perioadă de campanie electorală care începe mâine, pe 7 noiembrie, și în ziua scrutinului populația să iese în număr cât mai mare la vot, pentru că este un drept, dar și o datorie civică să-ți exprimi opțiunea politică. În ceea ce îi privește pe locțiitorii și președinții secțiilor de votare, nu vor fi schimbați din funcții. În campania electorală, candidații au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass media. Fostul angajat al Poștei Române, filiala Gorj, Sergiu Cârstea, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Acesta l-a ajutat pe Damian Horcea, fostul director a JOFM Târgu Jiu, să facă dosare de șomaj pe numele unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de acest ajutor acordat de stat. Poștașul Sergiu Cârstea, complicele lui Damian Horcea în cazul fraudei de la AJOFM Târgu Jiu, a fost dat afară în 2012 de la Oficiul Județean de Poștă Gorj. Șefa Poștei Gorj, Anca Purcăreanu, a dispus atunci desfacerea contractului de muncă al poștașului în urma unei anchete interne desfășurată în paralel cu cea a poliției. Șeful Agenției de Șomaj Târgu Jiu, Damian Horcea, care s-a sinucis la începutul anului 2012 împreună cu Sergiu Cârstea, au fost implicați într-un caz de fraudare, prejudiciind instituția statului cu miliarde de lei vechi. Banii rezultați în urma acestor infracțiuni erau împărțiți între Horcea și poștași. Magistrații judecătoriei Târgu Jiu l-au condamnat pe Sergiu Cârstea la 3 ani de închisoare cu suspendare. Schimbă încadrarea juridică data faptei, condamnă pe inculpatul Cârstea Sergiu la pedepsa închisorii de 2 ani, contopește cele 3 pedepse menționate anterior, condamnatul urmând să execute pedepsa de 3 ani închisoare. În baza articolului 81 din Codul Penal, anterior cu aplicarea articolului 5 din Codul Penal, dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încarcerare de 5 ani, este stabilit în articolul 82 din Codul Penal anterior. Menține sechestru asigurator, obligă inculpatul la plata sumei de 1100 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat, cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Conducerea AJFM Gorj a dispus în luna ianuarie anului 2012 începerea unei anchete după ce un fost șomer a sesizat agenția că nu și-a primit indemnizația după ce s-a angajat la 50 de kilometri de casă. După mai multe audieri, anchetatorii au descoperit că directorul și câțiva complici ai săi au fabricat dosare de șomaj pe numele unor persoane care nu ar fi trebuit să beneficieze de acest ajutor acordat de stat. Ilegalitățile au început în 2010, prejudiciul creat fiind de miliarde de lei vechi. Peste 18 tone de cărbune au fost confiscate de către polițiștii gorjeni. Cărbunele a fost descoperit de oamenii legii în 3 mașini de mare tonaj care circulau pe drumul european 79 pe raza localității Plopșor. Cei 3 bărbați au fost prinși de polițiștii care au acționat în trafic în vederea depistării conducătorilor de autovehicule care nu respectă prevederile legale referitoare la transportul rutier de mărfuri. 2 tineri din Plopșoru și unul din județul Dolj transportau ilegal cărbune cu 3 autoutilitare pe raza localității Plopșoru. Aceștia s-au ales cu amenzi în valoare de 2000 de lei, iar întreaga cantitate de cărbune a fost confiscată. La data de 5 noiembrie anul curent, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Serviciul de Ordine Publică, au acționat pe raza localității Plopșoru în vederea prevenirii și combaterii transporturilor ilegale de material lemnos și cărbune combustibil solid, ocazie cu care au identificat pe drumul european 79 3 conducători auto, în timp ce transportau peste 18 tone bulgări de cărbune lignit, pentru care nu puteau prezenta documente legale de proveniență. Față de cei 3 conducători auto, s-a luat măsura sancționării contravenționale cu amendă conform legii numărul 12 din 1990, iar ca și măsură complementară s-a dispus ridicarea în vederea confiscării a întregii cantități de cărbune existente în cele 3 autoutilitare. Polițiștii vor demara astfel de acțiuni și în perioada următoare. Partidul Social Democrat vrea să refacă Uniunea Social-Liberală. Aceasta a fost alianța în care au crescut aproximativ 70% din români și pe care au votat-o la cele mai recente alegeri locale. Deși la început liderii celor 3 formațiuni componente, PSD, PC și PNL, au afirmat că vor să rămână în această formulă până la alegerile prezidențiale, pe parcurs s-au răzgândit. Acum, PSD vrea să pună bazele unui nou USR, data aceasta cu liberalii lui Călin Popescu-Tăriceanu. Deși au candidat pe liste comune la alegerile locale sub sigla USL, PSD și PNL, nu s-au înțeles așa cum au sperat. PNL a părăsit guvernarea acuzând PSD de anumite presiuni politice. Gestul lui Crin Antonescu la vremea respectivă, președinte PNL, a fost criticat dur de unii aleși locali care doreau să rămână în formațiunea politică aflată la guvernare. Mai mult decât atât, Călin Popescu-Tăriceanu a ales să se rupă de PNL-ul lui Antonescu și a creat împreună cu alți colegi o nouă aripă liberală, PLR. Tot supărați pe cei care au rupt USL-ul, foarte mulți primari liberali au profitat recent de ordonanța dată de guvernul Ponta și au trecut la PSD fără să-și piardă mandatul. Cu noile achiziții și cu cei din Partidul Liberal Reformator, PSD vrea să formeze un alt USL. PNL-ul, datorită unor motive, nu vreau să intru foarte mult în detalii, a fost cel care a denunțat USL-ul. Deci Partidul Național Liberal a ales să iasă din USL. Ei, atunci am decis să continuăm cu domnul Tăriceanu, e adevărat, Partidul Liberal Reformator nu este constituit, dar este o simplă chestiune birocratică, faptul că încă nu s-au înregistrat în registrul partidelor politice, dar ei sunt în curs de înființare și cred că cea mai bună dovadă este, iată, că faptul că domnul Tăriceanu a luat la nivel național aproape 6%. Da? Și atunci este nevoie, din punctul nostru de vedere, de un prim-ministru, dacă vreți, liberal, care să continue proiectele USL-ului, pentru că cu asta am câștigat 70% și cu asta trebuie să ne prezentăm în fața oamenilor. Liberalii nu văd cu ochi bun acest nou USL. Este o ciorbă încălzită a doua oară. Nu mai are același gust și în același timp trebuie să lămurim lucrurile. Vă rog. De onoarea și de demnitatea de care s-a bucurat Călin Popescu-Tăriceanu, vorbim acum că nu mai este candidat. Gata, i s-a terminat candidatura. Deși s-au făcut eforturi extraordinare ca el să ajungă pe locul 3. Este adevărat. Dacă era Elena Udrea, probabil nu mai putea fi propus prim-ministru. Dar, în sfârșit, e o altă tehnică. Trebuie să spunem următorul lucru. Onoarea și demnitatea pe care a căpătat-o și a avut-o Călin Popescu-Tăriceanu în Partidul Național Liberal este fără tăgadă. A fost prim-ministru și a fost președintele acestui partid. Și sunt convins că mulți dintre liberalii de la Gorj și din alte părți consideră faptul sau sunt convinși de faptul că dacă ar fi plecat Crin Antonescu din fruntea partidului sub o altă formă decât a plecat, la vremea respectivă viitorul președinte al Partidului Național Liberal și candidat al USL-ului probabil sau chiar al Partidului Național Liberal
singur pentru președinția României era Călin Popescu Tăriceanu. Călin Popescu Tăriceanu, președintele PLR, a afirmat recent că a purtat discuții cu Victor Ponta despre refacerea USL-ului după alegerile din 16 noiembrie. Senatorul de Gorj, Dian Popescu, susține că nu pleacă din PNL și nu a purtat negocieri cu nicio altă formațiune politică. În ultima perioadă s-a speculat că acesta ar urma să migreze spre partidul aflat la guvernare sau spre PLR. Senatorul a pus aceste zvonuri pe seama faptului că ne-am aflat în campanie electorală și a acuzat pe socialdemocrați că răspândesc informații false. Pentru prima dată după mult timp, Dian Popescu a organizat o conferință de presă la sediul PNL Gorj în condițiile în care, de la înființarea Alianței Creștin-Liberale, întâlnirile cu jurnaliștii au avut loc la sediul PDL în prezența unui coleg de la această formațiune politică. În primul rând, de ce am făcut conferința aici, în sediul Partidului Național Liberal? Pentru că mă vizează personal și nu vizează ACL-ul. Au apărut o serie de speculații în presă, în ultimele două zile, în timp ce eram plecat la București din conducerea ACL-ului, pentru ședințele de conducere a ACL-ului, în vederea analizei rezultatelor la nivel național. Și nu sunt primele speculații pe care le aud. Cum că eu aș pleca la PSD inițial, am dezmințit, acum mai nou sunt în negocieri cu PLR-ul. În primul rând că PLR-ul nu există. Deci domnul Tăriceanu nu are un partid în acest moment. Este un grup parlamentar în frunte cu domnul Tăriceanu. Dian Popescu susține că informațiile provin de la adversari din Partidul Social Democrat. Aceste informații nu sunt. Sunt speculații scrise din biroul domnului Călinoiu, de un jurnalist, mai mulți, care scriu anumite ziare. Deci domnul Călinoiu dezinformează și PSD-ul dezinformează opinia publică. Este normal, apar zvonuri, sunt jocuri de campanie, nu condamn PSD-ul că face așa ceva. Asta este, într-o campanie există și mizerie, există dezinformare. Tot la sediul PNL, senatorul Dian Popescu i-a transmis lui Dan Vulceanu că s-a grăbit să anunțe vizita secretarului general al PNL, Marian Petrache. Vulceanu a declarat pentru un cotidian apropiat PDL-ului că Petrache se va întâlni la sfârșitul acestei săptămâni la Târgu Cărbunești cu membrii ACL de la Gorj. Acest episod confirmă tensiunile din interiorul Alianței Creștin-Liberale.
Am întors la știri, câțiva tineri din Gorj au arătat că bătrâna Dacia poate fi utilă chiar și la concursuri de viteză. Și ca să fie convingători, elevii liceului Henri Coandă din Târgu Jiu a transformat un morman de fiare într-o mașină tunată cu mulți cai putere. Apoi s-au urcat la volanul acesteia și au făcut drifturi până când a cedat ambreiajul. Se uită încântați la munca lor și chiar filmează momentul. Sunt elevii liceului Henri Coandă din Târgu Jiu, profilul mecanică auto. A fost o experiență nemai văzută. Deci a fost nemaipomenit. E o ocazie unică, ca înainte de a-ți lua permisul, practic, să conduci, să știi să conduci. Da, da. Deci eu am mai condus așa. Am mai avut experiență, dar într-o Dacia e chiar ceva nou. Demonstrația a fost făcută în curtea școlii pe un teren de fotbal. E ceaușistă, din 1989, veche ca și mine. Dar am reușit să o aducem de la 46 de cai la aproape 78. Deci cu acești copii care au încercat să facă ceva, s-a întâmplat. E un produs românesc, a cedat ambreiajul. Ce să facem? La anul o să avem alt motor. Cui a aparținut mașina? A fost a școlii de șoferi și acum înainte Ministerului de Interne. Deci a fost alergată după voi, după folosit, dar noi ne-am făcut treaba cu ea. Cât timp ați muncit la ea? Păi, aproape o săptămână cu partea pregătitoare, cu modificările de motor, am schimbat axul cu came, v-am spus că să aduci un motor de Dacia să-l faci la aproape 80 de cai. Pentru a o modifica, elevii nu au avut nevoie decât de 4 zile. Sunt 36 de ani de când s-a înființat Colegiul Tehnic Henri Coandă, mă rog, liceul numărul 5, așa era cunoscut atunci când s-a înființat. Și pentru copii sunt lucruri deosebite, trebuie să organizăm activități astfel încât să le placă și să-i atragă. Ei au propus această acțiune, mașina au reparat-o ei 4-5 zile, de luni lucrează la mașina asta care nu s-a mai folosit de vreo câțiva ani. Și ca să învețe să stăpânească bine mașina, la demonstrație a venit și un participant la cursurile de raliu. De ca un diamant, toată lumea este bună într-un fel, dar din experiență le aprofuzez mai mult și lumea vede într-un fel, un ochi de specialist vede într-un fel aceste drifturi. Mașina nu este pregătită pentru așa ceva, dar la invitația conducerii, cum am mai spus, am acceptat invitația și chiar mi-e foarte drag. Le-a explicat totuși adolescenților că astfel de manevre nu se pot face pe drumurile publice, ci doar în cadrul unui concurs. Primarul Comunei Samarinești, Marian Ardeiu, a pierdut procesul cu ANI. Edilul se află în incompatibilitate de la începutul anului 2012 din cauza afacerilor pe care le derulează în domeniul agricol. Acesta este cunoscut în zonă drept crescător de oi și spune că nu este vinovat cu nimic și nu va renunța niciodată la această afacere. Primarul spune că nu ar putea renunța la creșterea oilor niciodată, mai bine renunță la funcția de ales local. Ardeiu susține că nu este deloc omenește ce îi se întâmplă și speră ca la următorul proces să câștige. Sincer, aș vrea să se aducă ceva îmbunătățiri legii, că nu-i normal să ai animale și să fii incompatibil cu o activitate agricolă care nu are niciun fel de conflict de interese cu Consiliul Local. Înțelegeți? Absolut deloc. Absolut, am o mică fermă, vreo 7-8 hectare de teren, câteva animale, nu mai am chiar 200, ceva mai puțin. Nu văd de ce, dar asta e viața. Da. Merg mai departe. De ce credeți totuși? Să înțelegeți că profesia mea de bază sunt inginer zootehnist. Am făcut Facultatea de Științe Agricole la București, la Universitatea de Științe Agronomice București. Și asta e meseria mea de bază. Eu nu pot renunța la ea. Primăria
știți cum e, azi ești, mâine nu ești, dar e păcat că nu mă lasă să-mi desfășor activitatea agricolă și ca atare, dacă voi pierde și la București, mă voi conforma deciziei, dar eu sper că să se aducă îmbunătățiri legii. Nu e corect, omenește vorbind. Marian Ardeiu se declară extrem de supărat și spune că este acuzat pe nedrept și prin urmare își va căuta dreptatea în instanță. Marian Ardeiu susține că nu înțelege de ce în țara noastră, dacă crești animale, ești declarat incompatibil. Nu am niciun fel de conflict de interese, n-am nici măcar un fir de iarbă, nu un hectar, un fir de iarbă luat de la Consiliul Local. Desfășoară activitatea numai pe terenurile proprii și terenuri private luate în arende de la alți cetățeni. Înțelegeți? Și de unde credeți că vi se trage? De unde a plecat totul? Cum? Ce? Deci nu vreau să acuz pe nimeni. Probabil că a fost o reclamație, o sesizare, dar nici cei de la Craiova, sincer, aș fi vrut să ceară mai multe lămuriri. M-au cam executat, cum se spune. Acum să vedem ce o să fie la înalta curte. Sper că acolo se găsesc oameni mai atenți la lucrurile care se întâmplă. Că e păcat. Trăim într-o Românie în care văd că a munci înseamnă că nu e bine. Înțelegeți? Tare mult îmi doresc ca data de 16 să se schimbe mentalități, să se schimbe legi și să muncim cu adevărat. Dacă eu pot să muncesc, ce treabă are cineva cu mine că eu mă duc noaptea la Arad? O să spuneți că, vezi, doamne, îmi scade capacitatea de muncă. În ultima perioadă, foarte mulți primari au fost declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate. Dintre aceștia au câștigat doar 2 procesele, respectiv Dănuț Bălu din Fărcășești și Maria Dumitrașcu de la Berlești. Primarul Comunei Cătunere, Florinel Țuile, intenționează să dea în judecată Ministerul Agriculturii pentru că nu a primit finanțare pentru un proiect pentru modernizarea drumurilor de luncă. Edilul spune că nu înțelege acest fenomen deoarece a avut punctaj maxim la un proiect acum 3 ani și nici până acum nu a primit finanțare. Primarul comunei, Florinel Țuile, spune că banii erau suficienți pentru asfaltarea a 9 km de drumuri de luncă, dar din păcate proiectul nu a mai fost pus în aplicare. A fost un proiect la care am avut 50 de puncte. Nu știu, încă sunt într-o dilemă aici, cred că încă aș da în judecată guvernul, că mai sunt încă vreo 3-4 până trec cei 3 ani de când am depus un proiect care a avut punctaj maxim și nedrept am fost descalificat. Ce proiect? Pentru ce? Modernizarea drumurilor de luncă. Și aș fi modernizat 9 km de drumuri de luncă. 9 km pe care ar fi fost foarte util locuitorilor. Când s-a întâmplat asta? În urmă cu 3 ani ați câștigat? Valeriu Tabără, premier, în primăvară, acum ar fi 3 ani, în perioada asta. În perioada aceasta. Da. Primarul crede că explicația oferită, cum că suma de bani necesară pentru drumuri nu era trecută în euro, este o mare prostie. Și intenționați să dați în judecată? Încă nu m-am hotărât ce să fac, ce soluții să găsesc. Că nu, până la urmă, nu guvernul e vinovat, Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii, că ei ne-au respins proiecte cu 50 de puncte. Eu nu să le reportez în perioada următoare. Poate au anumite explicații, s-a schimbat punctajul între... Euro la zi. Am fost 50 de proiecte, au trecut 50 de proiecte și 100 am avut același punctaj și a departajat la euro la zi. Dintr-o greșeală, că n-ai intuit, nu e o greșeală. Euro... Într-o zi creștea, în alta scădea și n-a fost o intuiție a consultantului și a proiectantului la ziua depunerii proiectului. Nu a ghicit cât era euro în ziua următoare. A considerat că euro ar fi scăzând un pic și, sau invers, că ar fi crescut și a pus o sumă mai mică. Trebuia 1 milion de euro în euro, dar în lei era o sumă mai mică, crezând că euro va crește. Euro a scăzut și automat a pierdut. Asta e o mare prostie. La Poșta Română erau pierderi în ultimii ani, deoarece se făceau tot felul de cheltuieli neproductive. Bebe Viorel Ionică, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, spune că erau foarte multe contracte păguboase pe care a trebuit să le înghețe în momentul în care a început să gestioneze acest domeniu. Prezent în cadrul emisiunii Agenda Locală, secretarul de stat a ținut să precizeze că nu este posibil să cheltui milioane de euro pe analize medicale pentru angajați. Mai exact, poștașii trebuiau să-și facă analizele medicale în fiecare lună. Înghețarea unor cheltuieli neproductive, gen erau contracte făcute și am mai dat de exemplu cu alte ocazii, fiecare poștaș să facă analize medicale lună de lună. Deci ceva de genul ăsta. Era unul dintre contractele păguboase la care v-ați referit? Milioane de euro se plăteau lună de lună. Da, cum e posibil să faci analize în fiecare lună? Cum? Așa a fost cu sără contractele. Da? Da, da. Deci așa erau contracte de genul ăsta. V-am dat un singur exemplu. Da. Un alt contract păgubos era semnat cu o firmă care trimitea pachetele cu avionul. Sau, de exemplu, erau făcut un contract cu o firmă de transport de aviație, să ducă pachetul cu avionul. Ce pachete și unde s-au dus cu avioanele, nu știu. Dar și aici incredibil, așa și aici niște milioane de euro, pentru că știți cum e. Da.
Și alte lucruri care le putem, sunt deja știute, deci și comunicate, deci se cunoaște treaba. Deci astfel de lucruri duc acolo unde s-a dus. Să faci astfel de contracte, normal că sigur. La un moment dat treaba nu mergea bine și s-a ieșit... Da. Astfel. Vă imaginați, da. Secretarul de stat în cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională spune că nu doar acestea au fost cheltuielile neproductive, ci și angajarea altor funcționari. Plus că și angajarea pe anumite posturi și nu acolo unde, de exemplu, nu poștași, ci... În zone de astea mai călduțe, pe la ghișee, pe la... Da. Adică acolo nu e problemă, putem să angajăm foarte mulți, cu poștașii și e mai cu salarii greu. Foarte mari, da, în păcate da. Poștașii aveau de suferit. Adică și aici este o problemă și în schema de personal, cum e de încărcată, cu ceea ce face. Deci s-a făcut tot ce a trebuit în așa fel încât am reușit în acest moment să ne încadrăm. Plus că am încercat și am reușit să venim și cu alt tip de servicii. Ministerul Educației Naționale și Federațiile Sindicale din Învățământ au semnat contractele colective de muncă în condițiile în care cele vechi expirau pe 2 noiembrie. Sindicaliștii susțin că au fost introduse în principal modificări la aduse legii educației în ultimii 2 ani, inclusiv drepturile acordate dascălilor, cum ar fi gradația de merit. Liderul de sindicat Constantin Huică spune că era normal să fie semnat un alt contract colectiv de muncă, deoarece cel vechi expira pe 2 noiembrie 2014. 2 noiembrie a expirat contractul colectiv de muncă, cel încheiat în urmă cu 2 ani. Federația Sindicatelor împreună cu Ministerul Educației au negociat un nou contract colectiv de muncă care să intre în vigoare la... expirarea celui vechi. Acest contract a fost negociat, ieri a fost trimis către Ministerul Muncii pentru a fi înregistrat acolo, iar în următoarele zile vom intra în posesia lor, posesia lui, urmând ca la nivel local, la nivel județean, să închem și noi cu între Uniunile Sindicale și școală și inspectoratul școlar un nou contract de muncă. Profesorii vor primi câte 160 de euro pentru formare profesională în această perioadă, a mai spus liderul de sindicat. De la Ministerul Educației au pe fonduri, din fonduri europene, dintr-un proiect al Ministerului, alocă pentru cadrele didactice o sumă de 150 de euro. Pe aici, în sumă fixă de 700 de lei pentru fiecare profesor și cadru didactic auxiliar și personal didactic auxiliar. Acești bani până vineri vor fi virați de către minister la inspectoratele școlare, iar inspectoratele școlare... Sesizări pe bandă rulantă la primăria Târgu Jiu sunt înregistrate 10 de reclamații din partea cetățenilor. Cele mai întâlnite probleme aduse în atenția administrației sunt legate de iluminatul public, canalizări infundate și reabilitarea străzilor. Telefonul cetățeanului sună zilnic la primăria municipiului. Persoanele care sesizează zeci de probleme privind administrația publică apelează la reprezentanții autorităților locale pentru a le fi rezolvate. În ultima lună au fost înregistrate peste 200 de reclamații. La telefonul cetățeanului 984 au fost înregistrate de la începutul lunii octombrie și până în prezent 219 sesizări. Cele mai multe se referă la iluminatul public, becuri arse sau refacerea străzilor în urma lucrărilor de apă și canalizare. Noi încercăm să răspundem prompt tuturor sesizărilor primite de la cetățeni și să le ducem la îndeplinire cât mai repede posibil. Târgujienii sunt supărați pe autoritățile locale că tergiversează finalizarea proiectului de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Directorul tehnic al primăriei Târgu Jiu spune că se lucrează intens pentru ca străzile să fie finalizate în totalitate. La ora actuală se reface strada Lungilor, ultima stradă care a mai rămas, să spunem, afectată în urma rețelelor de canalizare, se lucrează pe Bulevardul Constantin Brâncuș, se lucrează pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Titulescu, cartier Grivița, 1 decembrie. Iată o serie de străzi, așa încât până la sfârșitul acestui an să se termine lucrările de infrastructură, să pună în operă rețele de apă și canalizare, iar în urma introducerea acestor rețele, încet, încet să putem să refacem carosabilul, să redăm circulații, pentru că nu vine vara, vine iarna și știm cu toții că deja trebuie să pregătim orașul pentru sezonul rece.
La telefonul cetățeanului 984 anual sunt înregistrate peste 1000 de sesizări și propuneri. Primarul comunei Ponoarele are în plan să reabiliteze Moara Crăcucenilor, care este situată pe Valea Morilor și a fost declarată monument istoric. George Căpătraș își dorește să o reabiliteze pentru ca oamenii să o poată folosi din nou. Pe Valea Morilor cândva erau înșirate 8 mori de lemn utilizate la măcinarea tradițională a grâului și porumbului. Acum singura care a mai rămas în picioare este Moara Crăcucenilor. Împreună cu o fundație din București care se numește Pro Patrimonio, ne-a dat imboldul să reabilităm această moară și cu meșteri populari de la noi din țară, meșteri care au venit benevol și au pus umărul la reabilitarea acestei mori, au lucrat cu scule tradiționale, deci n-au avut voie să folosească ferestrău mecanic. Deci cu firizul de mână, cu barda, cu securea, am recondiționat această moară cu materiale vechi și unde nu s-au mai putut păstra materiale vechi, am locuit cu aceeași elemente, de aceeași esență și de aceeași aspect. Moara este ridicată acum, lucrăm la sistemul hidraulic, la butoiul care captează apa și la vâltelnița care antrenează cele două pietre de moară pentru a măcina făina. Moara din lemn cu ciutură este o atracție și pentru turiștii care vizitează zona. Cât de veche este moara aceasta? Moara are peste 130 de ani, se numește Moara Crăcucenilor. Pe acest râu, pe râul Ponorii, până în 65 erau 7 mori pe apă. Și acum a rămas doar una. Da, acum mai este una. Noi vrem să mai construim încă una nouă. Vrem să construim Moara lui Nea Andrei, care este o dorință mea și am promis-o la moștenitorii lui Nea Andrei că o vom realiza și vreau să mă țin de cuvânt cu această promisiune. În continuare vă invit să urmăriți alte știri pe scurt. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România se află tot mai aproape de rezilierea contractului cu firma care a executat lucrări de modernizare pe DN67C. După aproape 2 ani de la stagnarea lucrărilor de modernizare a drumului ce străbate Transalpina, CNADNR se află pe ultima sută de metri privind rezilierea contractului încheiat cu firma Romstrade. Astfel, până la sfârșitul acestui an, CNADNR va prelua Transalpina, încât din primăvară să fie reluate lucrările de modernizare a celei mai înalte șosele din România. În luna octombrie 2014, comisarii de la Protecția Consumatorului Gorj au controlat 11 operatori economici care administrau farmacii sau drogherii, din care la un număr de 3 au fost constatate deficiențe. A fost verificată o cantitate de 97,97 kg produse, fiind constatate abateri în ceea ce privește afișarea prețurilor, 3 dintre operatorii economici controlați fiind sancționați contravențional cu 3 amenzi în valoare totală de 3.500 de lei. Se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții instituției. Curtea Constituțională a României a respins astăzi toate cele 12 contestații depuse pentru anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Președintele Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a declarat că toate cele 12 contestații depuse sunt pe tema diaspora. Una dintre ele a fost depusă de candidatul independent la prezidențiale, Gheorghe Funar. Curtea Constituțională trebuie să judece mâine alte 9 contestații în care se solicită anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, printre care una înaintată de Monica Macovei. După generic, urmărim știrile din sport. După egalul câte o înfrângere de pe Municipal, se anunță vremuri grele pentru Panturi. Echipa gorjeană are toate șansele să ajungă la capăt de drum în Liga 1 dacă va continua cu aceste evoluții dezastruoase. Tehnicianul Pandurilor a ținut să declare astăzi într-o conferință de presă că nu ține cu dinții de funcție de antrenor și va pleca dacă îi se va cere. Cu un picior în eșalonul secund, Pandurii nu dau niciun semn de revenire. Trupa lui Grigoraș merge din rău în mai rău, iar ultimele evoluții din campionat nu sunt nici pe departe unele care să inspire încredere pentru restul campionatului. Cu astfel de atitudine, gorjenii au toate șansele să încheie aventura pe prima scenă a fotbalului românesc. Au ajuns pe locul 14 din clasament cu doar 12 puncte în cont. Viitorul sună a retrogradare, lasă de înțeles și principalul de pe banca tehnică a Pandurilor. Nu știu, poate meciul de la Brașov. Poate să fie, există așa această posibilitate, să fie un capăt de drum.
Dar deocamdată chiar personal n-am vrut să mă gândesc la asta. Am avut o discuție cu cei din conducere. Normal că este supărare mare și iarăși repet, normal să fie și ei supărați după rezultat, mai ales după rezultatul și evoluția pe care am avut-o în ultima partidă, cred că una dintre evoluțiile mai slabe, cele mai slabe revoluțiile noastre din ultimele 5 meciuri, 6 meciuri. Grigoraș merge mai departe cu declarațiile și spune chiar că este de acord să renunțe la a doua șansă pe care i-a oferit-o gorjenii care l-au cerut înapoi în oraș și să plece din această aventură mai devreme decât se aștepta. Nu m-am gândit să plec sub nicio formă, pentru că nu am zis că renunț. Am plecat în altă situație mult mai fericită pentru echipă și nu acum, dar dacă cei din conducere vor hotărâși sau se va lua o decizie, niciodată nu mă voi opune. Pentru că vreau binele acestei echipe, o respect foarte mult și dacă se va considera că eu sunt principalul vinovat și aici ar trebui să apară schimbarea pentru că echipa să meargă bine, ne-am strânge mâinile fără niciun fel de probleme. Pandurii sunt de etape bune în zona retrogradării. Gruparea gorjeană a devenit echipa remizelor, având în bilanț până în acest moment numai puțin de 6 rezultate de egalitate. Doar 2 victorii au reușit Pandurii din 13 meciuri disputate în noua stagiune. Destinația clară, Liga a doua, în cazul în care nu vor strânge și puncte. Situația este cu atât mai îngrijorătoare pentru gorjeni, cu cât în această stagiune a campionatului numai puțin de 6 echipe vor retrograda. Planurile noului complex sportiv din Târgu Jiu au fost expuse în incinta Consiliului Județean. În holurile instituției, gorjenii pot vedea cum va arăta noul stadion din Târgu Jiu. Acesta va intra într-un amplu proces de modernizare împreună cu sala sporturilor. Rămâne de văzut dacă și cele 3 reprezentante ale Gorjului în lumea sportivă vor dovedi că merită această investiție. Dacă fotbalul și handbalul au fost scoase din ecuația europeană și sunt pe calea retrogradării, singura speranță vine dinspre baschetul gorjan. Fotografiile cu noul complex sportiv de care se vor bucura gorjenii, dar și sportivii, pot fi văzute pe holurile Consiliului Județean. Mândre de o investiție de numai puțin de 20 de milioane de euro, autoritățile locale au expus planurile stadionului, dar și ale sălii sporturilor din Târgu Jiu. Am identificat câteva puncte unde am considerat că este bine să aplicăm aceste planuri ale complexului sportiv din municipiul Târgu Jiu. Două motive, dacă vreți, ar sta la baza ideii respective. Primul dintre ele, ca lumea să afle de proiectele ce urmează a fi demarate la începutul anului viitor. Prin programul de construire complexuri sportive, Compania Națională de Investiții va ajuta la modernizarea stadionului Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Este vorba despre un proiect în valoare de 20 de milioane de euro. Stadionul va fi clasificat la cel mai înalt nivel UEFA. Conform acestui proiect, noul stadion va avea aproximativ 15.000 de locuri, dar și 400 de locuri de parcare. De asemenea, și sala sporturilor va fi modernizată prin același program de investiții. Cu un stadion și o sală la standarde europene, echipelor gorjene nu le mai rămâne de făcut decât să muncească pentru a juca în cupele europene. Iar pe de altă parte, sigur, în afară de informație, să existe și o idee cam cum vor arăta aceste arene sportive, pentru că este vorba atât de stadionul municipal cât și de sala sporturilor din Târgu Jiu. Cât privește participarea într-o cupă europeană, aceasta va rămâne cu siguranță un vis pentru echipele de fotbal și handbal ale gorjenilor care merg cu viteze spre eșalonul secund. Singura speranță rămâne echipa de basket Energia, care a dovedit după primele etape din campionat, dar și la debutul în Europa, că merită investiția care va fi demarată la sala sporturilor. Este singura echipă care reprezintă județul nostru într-o cupă europeană. Basketbaliștii gorjeni joacă în Euro Challenge după ce au câștigat Cupa României. Ce să ne așteptăm din partea vremii, aflăm rubrica Meteo.
Pe finalul jurnalului vă invit să ne înveselim. Iată cum reacționează copiii când își descoperă propria umbră. Do you see yours? Turn around, look at yours. Wait, what? Știrile se opresc aici. Sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor!